Doar secretară. Doamna secretară, cum procedura se face? Cum ați piața munță? Stimați consilieri, stimați prezenți în sală, deci astăzi ați fost convocați pentru ședința extraordinară. În sală sunteți 10 consilieri și din 11 consilieri, 11, scuzați, deci am și eu emoții. Dar din motiv de lipsă a majorității, ceea ce ne-ar permite ca ședința să fie desfășurată în mod legal, deci noi astăzi nu putem să deschidem ședința și să cedem la lucru. Respectiv, ședința rămâne convocată, dar neexecutată. Eu voi face notările la mine, proces verbal aici nu se face nimic, absolut. Domnul primar revine să mai convoace o ședință extraordinară sau la decizia dumnealui cum va decide, dacă va fi o dispoziție de convocare, vom merge la procedura stabilită. În rest, decizia va aparține în orice domeniu. Domnul consilier, vreau să vă duc la cunoștință. Va fi emisă dispoziția de convocare a ședinței extraordinare pentru întrebarea respectivă, doar ce avem stare excepțională. Și vă mulțumesc că sunt prezenți fracțiunea PLD-MIE și un membru al fracțiunii PCR-MIE. Lasă știi toată lumea, cine a fost prezent și cine vrea să soluționeze problemele în oraș. Și vreau să soluționez fracțiunea PLD, fracțiunea PD, PSR-MIE, membri neafiliați și câțiva membri din PCR-MIE nu vor să participe la soluționarea problemelor orașului. Iată care este. Și asta lasă o cunoască toată lumea. De punctul acesta de vedere, pentru vineri sau pentru luni, vă anunț, va mai fi o dată ședință extraordinară a Consiliului Rășpesc pe întrebarea în cauză. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și vă rog să veniți la întrebarea ședinței.